Centrul Național de Examinare și Evaluare organizează selecția cadrelor didactice cu statutul de colaboratori externi în vederea completării grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2018-2019. Înscrierea potențialilor candidați se face în perioada 15-21 octombrie 2018. Selecția cadrelor didactice pentru constituirea acestor grupuri de lucru se face pe baza competenței și a experienței acumulate și probate, precum și pe baza disponibilității manifestate pentru implicarea în activitățile specifice pentru anul școlar 2018-2019. În ceea ce privește condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească, se vor desfășura activități de predare, învățare, evaluare, sunt evaluate aceste activități pe ultimii 3 ani școlari, apoi abilități de operare pe calculator, de asemenea experiență în activități de evaluare educațională, cât și disponibilitate pentru participarea la aceste activități de formare pentru anul școlar 2018-2019. Cadrele didactice selectate vor desfășura activități de proiectare a itemilor, variantelor de subiecte și a baremelor de evaluare și de notare, conform procedurilor specifice Centrului Național de Examinare și Evaluare. În procesul de selecție au prioritate în ordinea următoare cadrele didactice care au absolvit cursuri sau module acreditate de către Ministerul Educației Naționale, respectiv Centrul Național de Evaluare și Examinare, care vizează problematica specifică a activităților de evaluare. Au titlul de doctor sau au absolvit un master sau un curs post-universitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui care aplică, pe care aplică. Au, bineînțeles, gradul didactic 1, respectiv gradul didactic 2 sau gradul didactic definitivat. De asemenea, pentru anul școlar 2018-2019, cadrele didactice au dreptul de a participa la procesul acesta de selecție în vederea constituirii grupurilor de lucru, cu excepția celor care au rude sau afini până la gradul al patrulea, care urmează să susțină examen, fie la evaluări naționale, la examenul de bacalaureat sau fac parte ca și candidați în concursurile și olimpiadele școlare. În ceea ce privește procedura și calendarul de selecție, procesul de selecție se desfășoară în două etape, și anume prima etapă în perioada 15 octombrie, 21 octombrie, prin înscrierea candidaților la o adresă și anume http://rogne.e, secțiunea apeluri și respectarea instrucțiunilor, și etapa a doua de selecție, și anume 22 octombrie, 26 octombrie. Toate aceste informații se regăsesc atât pe site-ul Ministerului Educației Naționale, cât și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Activitatea grupurilor de lucru pe discipline este supusă monitorizării de către coordonatorii de discipline. În situația în care profesorii selectați nu au eficiență și competență în disciplina desfășurată, aceștia pot fi înlocuiți pe parcursul anului școlar 2018-2019 cu alți profesori care în urma procedurii de selecție au fost desemnați ca rezerve.